Bună ziua, suntem la De ce conducem, emisiunea cu sfaturi cu și despre condus. Sunt alături de Titi Aur, fost pilot de raliuri, expert în conducere defensivă. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Aur, săptămâna trecută am vorbit foarte mult de mașinile cu regim special, mașinile de intervenție. Aș vrea să schimbăm un pic registru săptămâna asta. Am pregătit un clip cu o mică tamponare la o trecere de pietoni. O să rog regia să ne ajute puțin cu clipul. E practic, imediat se va vedea. Aici în față urmează o trecere de pietoni, iar cele două mașini pe care tocmai le-ați văzut s-au tamponat. E un caz clasic de nepăstrare a distanței de siguranță și nefrânare la timp. Întrebarea mea este, care e de fapt distanța aia de siguranță? Pentru că ea nu e scrisă nicăieri ca un număr de metri. Problemă foarte delicată în România și din acest punct de vedere trebuie să începem de la legiuitor. În România se vorbește foarte mult despre, și peste tot se vorbește, dar în România auzim și la recomandări, la știri, și la ofițeri de poliție, și la școli de șoferi, și în diferite locuri, să păstrăm distanța de siguranță. Păstrați distanța sigură, păstrați distanța care, dar de fapt, întrebarea e bine, și care e distanța aia? Și n-am inventat-o eu, au inventat-o alții care se ocupă cu asta și au băgat-o și în lege, în Germania, în Belgia, în Suedia, doar sunt mai multe țări, dar în aceste țări este obligatoriu prin lege. Și legea spune așa, trebuie să fii la jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. Minimul, n-ai voie mai aproape de. În Germania, dacă te prinde mai aproape de, repet, jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. Adică, la 100 la oră, n-am voie să fiu mai aproape de 50 de metri de mașina din față. La 50 la oră, n-am voie la mai aproape de 25 de metri și așa mai departe. De ce jumătatea și de unde s-a ajuns la asta? Repet, la ei este în lege, e obligatoriu prin lege. La noi nu e nicăieri, da, și ducând așa la extrem, dacă dumneavoastră mergeți pe autostradă și eu merg în spatele dumneavoastră la 30 de centimetri, la 130 la oră, da? Lucru care vă dați seama, e aproape de, nu că e imposibil, e posibil, dar e mai mult decât riscant. Și dumneavoastră faceți reclamație și ne oprește poliția și spune, ai stat prea aproape. Și eu spun, nu e adevărat. Eu, la talentul meu și la experiența mea și la titlurile mele de campion ce sunt, asta consider că e distanța sigură. Demonstrează-mi tu, polițistul, sau tu cel care ești agresat și ești agresat clar, că nu e adevărat. Că eu la reflexul meu și la cât de bun sunt, nu pot să merg la 30 de centimetri. Bineînțeles că asta e o exagerare ce spun. Și atunci ar trebui să vină legea care să o stabilească. Lucru care la noi nu s-a făcut până acum. Sper să se facă. Acum, de ce jumătatea în metri? Pentru că ajungem la acea regulă, regula celor 2 secunde, care spune așa, când mașina din față trece pe lângă un punct fix, eu cel din spate trebuie să număr 2 secunde. 2 secunde înseamnă 1001, 1002, așa cum am spus eu acum. Uh-huh. Da? Sau ne uităm la ceas, dar nu te uiți la ceas atunci, deci 1001, 1002. Și eu nu trebuie să trec mai aproape de adică mai repede de cele 2 secunde prin acel punct fix. Cum se traduce asta? Păi foarte simplu, la 100 la oră facem 27 de metri pe secundă. Ceea ce înseamnă că în 2 secunde fac 54 de metri. Și vedeți, la 100 la oră ajung la aproximativ cei 50 de metri și așa mai departe. Este din fizică, viteza este spațiu supra timp, adică e simplu de ajuns. Dar de ce 2 secunde? De ce nu mai mult, de ce nu mai puțin? Pentru că vin explicațiile medicale din acest punct de vedere, care spun așa. Un om normal, care nu este băut, nu este obosit, nu este băut, nu este drogat și care este atent, are reflexul sau are capacitatea de a acționa de aproximativ 1 secundă și jumătate. Care această 1 secundă și jumătate se împarte iarăși în 2 timpi. Timpul de percepere, deci de când văd că ceva se întâmplă în față, că a trecut copilul, că a frânat ăla, și până când creierul meu reacționează și spune vezi că se întâmplă ceva, trec cam 0,75 secunde.
Și de când am primit comanda și am înțeles până când pun piciorul pe frână sau până când trag de volan ca să evit, până fac manevra fizică, mai trec iar 0,75 secunde. Din nou aici între specialii sunt discuții, unii spun nu că e 1,2, că e 1,3, că e 1,5. Și atunci vine regula care spune, mă, că o fi 1,2, că o fi 1,2, că o fi 1,3, minim 2 secunde trebuie să ai ca să ai timpul necesar de a reacționa. Presupunând că mașina din fața mea are aceeași capacitate de frânare ca și mine, adică suntem mașini egale, nu sunt eu cu camionul și el cu Ferrari, că atunci normal, ăla oprește imediat și atunci eu trebuie să măresc distanța. Și de asta când vorbim de mașini speciale, mașini mai mari, mai grele, practic la fiecare 3 metri de mașină mai lungă, care înseamnă și mai grea, mai pun o secundă. Adică am o mașină de 5 metri, înseamnă o mașină mică, am de 4-5 metri. Am o mașină de 8 metri, o mașină, o dubă. Am o mașină de mai mulți metri, camion, îi tir. Și atunci măresc distanța. Deci, practic, un autotren ar trebui să stea undeva la 7-8 secunde în spate. Nu 7-8 secunde, dar trebuie să stea la 3,5-4, cel puțin pun 4 secunde minim, ca să poată, pentru că mașina din față oprește brusc, că e mașină mică, el are inerție mare, că e greu. Da? Ei, de fapt, asta ar trebui respectată și așa s-a ajuns la regula celor 2 secunde. Din păcate, sau și din fericire și din păcate, anul trecut, vara, a fost o campanie făcută de Ministerul de Interne, de către Ministerul de Interne și cu fonduri europene, cu promovarea regulii celor 2 secunde. Pentru că s-a înțeles, a ajuns și în România, Ministerul de Interne a înțeles foarte bine utilitatea. Așa cum spuneam și data trecută, ei fac și cursuri de conducere defensivă interne și au făcut o campanie. Din punctul meu de vedere, foarte bună campania. Din păcate, fără priză la public. De ce? Pentru că atunci când se pronunțau cele, în fine, erau clipurile, pentru că a fost și offline, și online, și pe televiziune, și la radio, când se vorbea despre povestea asta, omul nu înțelegea sau nu reacționa. Și am avut surpriza neplăcută eu, vorbind cu persoane oarecum implicate în conducerea în siguranță, da? Chiar și de prin Ministerul Transporturilor și de prin alte zone, care au spus, dar nu știu, da, a fost campania asta, dar n-am înțeles-o, nici măcar nu știau că a fost. Ca să nu mai spun de cetățeanul de rând care n-a simțit-o. Campania, repet, bine făcută. Dar faptul că nu s-a învățat la școala de șoferi, nu s-a învățat la grădiniță, nu s-a învățat la cei 7 ani de acasă, nu s-a învățat la istorie, la chimie, la geografie despre regula celor 2 secunde, a trecut pe lângă urechile ascultătorului sau, în fine, pe lângă ochii noștri. Ce înseamnă asta sau ce îmi spune asta? Doar bună intenție și chiar fondurile băgate nu și ating scopul dacă nu se face un master plan, o gândire generală ca să se ia de la zero. Eu am apreciat, am lăudat campania, am zis uite, în sfârșit se face ceva și am fost dezamăgit că efectul a fost mult mai mic decât m-aș fi așteptat eu, cel puțin eu fiind implicat. Dar pentru mine e altceva, pentru mine sau pentru colegii mei sau pentru cei care au făcut cursuri de conducere defensivă, bineînțeles că uite și o campanie cu povestea aia. Dacă nu, a trecut pe lângă urechile oamenilor. Și atunci, ce înseamnă asta? Dacă eu știu din școala de șoferi și din toate campaniile și din cursurile de conducere defensivă că trebuie să stau la minim 2 secunde, îmi formez stilul de asta, nu voi număra la fiecare mașină din fața mea, din când în când, și atunci îmi formez acest stil. Bineînțeles că în România se vor găsi unii șmecheri de pe banda de lângă să intre în față, că zice, uite, un fraier care mi-a lăsat locul, că așa gândește șoferul needucat. În loc să spună, uite unul care conduce în siguranță, și aici vorbim din nou despre transmiterea mesajului în toată societatea, că dacă încerc să fiu eu singurul civilizat, mănânc bătaie. Da? Și aici iarăși mai am un lucru de spus. La trecerea de pietoni, conform legii, trebuie să mergi cu 30 la oră. Imaginați-vă într-o localitate din România, mai ales într-un sat, în care dacă merg cu 50 de ore, oricum mă claxonează tirul din spate și oricum mă înjură lumea, și când se mai apropie trecerea de pietoni, dacă reduc și la 30 la oră, mănânc bătaie fizic. Adică se dau aia jos cu levierele și spun, du-te-mă de aici că ne-ai încurcat. Dar eu încerc doar să conduc legal. Deci dacă nu ne educăm toți, dacă nu înțelegem toți de ce, și pe urmă vezi accidentul la trecerea de pietoni, când se dă șoferul jos și spune nonșalant, da, eu am făcut tot ce am putut, eu am frânat, dar n-am reușit să evit. Dar tu ce viteză aveai? Păi n-aveam mult, maxim 60, dar n-aveam, el avea 80, dar maxim 50, dar n-aveam.
Da, dar la trecere pe ton trebuia să ai 30. Dar asta și pentru că în localități, de cele mai multe ori, ne uităm doar după radare, nu și după treceri de pietoni păi și alte semne. Nu ne uităm după siguranță, ne uităm să nu ne prindă polițistul. Da? Ei, revenim la povestea asta. Distanța față de mașina din față îmi dă siguranță. Mai mult de atât, noi vorbim în conducerea defensivă despre cercul de siguranță. Ce înseamnă cercul de siguranță? Cercul de siguranță înseamnă distanța față de mașina din față, dar și distanța față de mașina din spate. Și o să spuneți, cum adică? Și eu ce pot să-i fac la ăla din spate? Da? Și acum vine întrebarea, ce faceți dacă vine unul foarte aproape și stă? Întrebare, ce faceți? Măresc distanța față de cel din față. Exact. Pentru că unii spun, degete pe sus, semnalizez dreapta, îi pun aprind avariile. Nu. Dacă vine unul foarte în spate lângă mine, ca să fiu în siguranță, eu măresc distanța față de cel din față. Numai sunt la 2 secunde, sunt la 3 secunde, sunt la 4 secunde. De ce? Ca să nu fiu obligat, ca să frânez brusc și să-l montez în portbagaj la mine. Mărind distanța, mă pun în siguranță, mai mult îi creez și lui oportunitatea să mă depășească și să scap de pericolul din spate. Dar, repet, noi vorbim de cercul de siguranță, nu vorbim doar față-spate. Și în lateral trebuie să am acel cerc de siguranță. Și iarăși vine acea întrebare, bine, și în lateral ce să mai fac? Păi adaptez viteza în funcție de câtă distanță am față de mașina de lângă mine sau de obiectele de lângă mine sau de, da? Și aici dăm un exemplu, când merg pe o alee de asta printre blocuri, am mașini pe stânga și pe dreapta și eu trec aproape ras pe lângă oglinzi. Păi dacă acolo am voie legal cu 50 la oră, că sunt în localitate, dar 50 la oră este o viteză deosebit de periculoasă, pentru că în lateral n-am niciun control. Poate să apară un copil, un cățel, o pisică și atunci trebuie să merg atât de încet, încât dacă mi-apare cineva din lateral, pentru că în momentul ăsta când vorbesc de cercul de siguranță, care de fapt e cam un oval, adică în față e mai mult, în lateral e mai puțin și în spate e în funcție de ăla din spate. Încerc să mă mențin cât pot. Da? Și atunci eu trebuie să fiu mereu în mijlocul acelei bule. În față, în spate și în lateral. Și în lateral, să zicem, ar putea fi cât o portieră? Să zicem, cât o portieră deschisă? Cât o portieră, depinde. Dacă ne imaginăm o alee de aia foarte, foarte îngustă și am dube trase pe stânga și pe dreapta, merg și până la 5 la oră, pentru că poate să treacă un om care nu se uită, un tânăr de ăsta cu căștile în ureche dintre dube, dacă e cu mașini mici, atunci le văd. Dacă e o zonă în care sunt animale, cu căței la plimbare pe lângă un parc, normal că mă gândesc că poate să treacă un cățel care a scăpat din lesă, că stăpânul e vinovat, că e nevinovat, nu-mi doresc să fac asta. Nu-mi doresc, în primul rând, că mi-e milă de animal, pe urmă stric și mașina și nu-ți dorești așa să lovești un cățel, da? Și atunci trebuie să te gândești. Dar dacă nu anticipezi și mergi cu viteză și îți pui căștile în urechi și mergi cu viteză, după ce se întâmplă, te dai jos și spui, da, nu mi-am dat seama, da, n-am crezut, au, dar ce-am pățit? Păi ai pățit tocmai pentru că n-ai încercat să previi. Da? Și revenind la distanță, distanța față de mașina din față este foarte importantă. Tot la capitolul distanță, aș vrea să vorbim despre efectul de turmă. Ce înseamnă efectul de turmă? Efectul de turmă este acel fenomen, dacă pot să-i spun, când te iei după ceilalți participanți la trafic. Și dau următorul exemplu. Plec de la București la Constanța sau la Pitești sau unde vrem, la Ploiești, ce vedeți din București, putem pleca pe o mulțime de autostrăzi. Da? Deci plec de la București la Constanța, pe o vreme cum e acum iarna, cu ceva apă pe jos, poate plouă, poate un pic de apă, cu un pic de ceață și atunci eu consider că nu 130 este viteza bună cu care să merg, mă simt în siguranță la 100 la oră. Lucru care poate fi foarte normal, cu un pic de ceață, cu un pic de apă, sunt pe autostradă cu 100 la oră. Și vine unul paralel cu mine, care merge un pic mai tare ca mine. Nu merge cu 100, merge cu 110, merge cu 120. Și mai trece un altul și mai vine un altul și tot merg mai tare și atunci senzația mea e că eu sunt mai fraier un pic și că aș putea să merg și eu mai tare, doar că n-am curajul. Și încerc să merg și eu mai tare și văd că ăla din fața mea pe banda cealaltă stă mai aproape față de cel din fața lui și atunci mă apropii și eu mai mult și ajung să mă iau după ăla, dar și el după mine și ne luăm unul după altul și mergem din ce în ce mai tare și din ce în ce mai aproape, coloana din ce în ce mai strânsă. De cele mai multe ori nu se întâmplă nimic. Dacă suntem pe autostradă, circulă toată lumea, nicio problemă. Când apare o situație specială,
că o mașină din față, de undeva, a frânat mai mult decât trebuie, a oprit din nu știu ce motiv, s-a întâmplat ceva în România, poate chiar să-ți vină un animal, poate chiar orice, apar acele tamponări în lanț. Da? Și acele tamponări în lanț sunt exact din acest motiv, efectul de turmă. Și atunci eu, șoferul responsabil, care știu despre acest lucru, dacă nu-mi spune nimeni, nu o să știu, ce trebuie să fac? Trebuie să știu că sunt în acest pericol, să intru în acest efect de turmă. Și atunci trebuie să fiu cel care, salvatorul coloanei, dacă pot să spun, eu să-mi păstrez distanța, așa să nu țin cont de ceilalți. Pentru că dacă eu merg cu 100 și trece unul cu 150 pe lângă mine, ăla nu-mi va crea efect de turmă. Pentru că automat creierul meu va gândi, sau nici măcar nu e un nebun care merge tare să fie sănătos. Creierul meu va reacționa la ăla care merge cu 105 și eu merg cu 100. Fără să vreau. Eu mă gândesc la treaba mea, la ce treaba am la Constanța sau la o discuție din mașină sau ascult muzică. Dar undeva creierul care ia țeapă, se păcălește, zice, vezi că se poate mai tare un pic și tu ești prea lent. Și atunci mergi și tu un pic mai tare și ăla și ăla și fiecare ne dăm acea senzație. Deci eu trebuie să înțeleg acest lucru pentru că e legat tot de distanță și tot de cercul de siguranță și tot de capacitatea de a opri. Și atunci eu pot să fiu salvatorul coloanei. Îmi las o distanță un pic mai mare, chiar cu riscul de a intra unul în fața mea și de a considera că eu sunt fraierul și el e, să fie sănătos, eu sunt în siguranță. Deci, practic, asta ar fi soluția evitării unor accidente în coloană. Cu siguranță asta este soluția și cu siguranță marea problemă la accidentele în lanț, în coloană, că sunt 3, că sunt 5, că sunt 20 de mașini, acesta este motivul. Pentru că fiecare crede că trebuie să stea cât mai aproape, de că uite, dacă și ăla merge, dacă și ăla merge, adică ce, eu sunt mai frate. Apare acel orgoliu, acea, și la bărbați și la femei, adică nu e doar bărbații, în general bărbații sunt mai orgolioși, dar chiar și femeile intră în acea, eu șofer, la asta mă refer, intră în acea vrajă, păi ce, adică eu sunt mai fraier, repet, fără să fiu un orgolios, fără să fiu un șofer agresiv. Devine instinctiv, practic. Devine instinctiv și atunci rațiunea trebuie să lucreze. Dacă să lucreze rațiunea, trebuie să știi că ești în acest pericol. Din nou un capitol despre care nu se vorbește, nu se predă la școala de șoferi și din păcate nu se vorbește despre asta. Ar trebui să se vorbească despre asta și ar trebui ca din când în când să-l tragi de mână pe șofer, odată la 5 ani, odată la 3 ani, odată la 10 ani, măcar când schimbă permisul, să-i aduce aminte de anumite lucruri, de regula celor 2 secunde, de efectul de turmă și despre lucruri pe care le vom mai discuta aici. Deci, practic, ca șoferii, tinerii șoferi, cei la început de drum, să învețe lucrurile astea, ei ar trebui la școala de șoferi să nu meargă doar în traficul din oraș, nu? În oraș, mai ales dacă e un oraș ca București, unde este totul foarte aglomerat. Sunt teorii diferite. Pentru că în România se merge cu 30 la oră la școala de șoferi. Și cât mai mult pe partea dreaptă. Se merge numai pe banda 1, foarte încet, foarte nu știu, da? În România nu ai voie să te duci pe autostradă cu școala de șoferi. Prin lege, nu ai voie ce să cauți acolo. Uh-huh. Și atunci au fost accidente, acum câțiva ani, câteva cazuri de tinere șoferițe, chiar foarte tinere, sub 20 de ani, care au intrat pe autostradă în benzinărie și au demolat benzinăria. Da? Și vine întrebarea, cine e vinovatul? Și eu spun, sistemul este vinovatul. Instructorul, dar nu instructorul ăla neapărat Vasilică, ci instructorul la modul general și sistemul. Pentru că ce s-a întâmplat cu tânăra aia șoferiță? A mers doar cu 30 la oră prin oraș. A luat permisul, a știut să oprească la stop, să semnalizeze, să tot. A mai circulat un pic în oraș și și-a luat prietenele sau prietenii sau familia și a plecat la mare. Când s-a urcat pe autostradă, a intrat, să zic, în efectul ăsta de turmă, toată lumea merge mai tare, mai tare, a început să meargă și mai tare și mai tare. Pe autostradă, dacă ai și o mașină silențioasă, că aici iar avem o problemă, că dacă era cu un Aro sau cu un Olsit, deja la 80 la oră avea senzația că zboară. Fiind cu o mașină modernă, nu-ți dă senzația de viteză. Și a ajuns la 120, la 130, a respectat legea, dar ea n-a frânat niciodată în viața ei de la 130 la oră. Mai mult, când frânezi de la 130, când ajungi la 80, ai impresia că stai. Da? Și atunci ce a făcut? A frânat să intre să-și ia cafeaua la benzinărie, doar că ea a frânat cât a frânat și a crezut că toată școala de șoferi, numai cât ridica piciorul pe accelerație, dacă mai atingea și frâna, se oprea mașina. Și a frânat în același ritm în care a învățat ea în școala de șoferi. Practic, ce înseamnă asta? Înseamnă că programul ei de pregătire n-a fost suficient, n-a fost în regulă.
Și atunci a frânat până la 1,80, când a intrat prin benzinărie, s-a și speriat și a intrat, au demolat benzinăria și au fost câteva cazuri, n-a fost o singură dată. Și atunci este vinovat șoferul respectiv sau este sistemul din spate? Este sistemul din spate. Și atunci ce fac austriecii? Austriecii spun așa, îți faci tu școala de șoferi. La școala de șoferi s-ar putea să prinzi sau să nu prinzi gheață, să prinzi sau să nu prinzi ploaie, să prinzi sau să nu prinzi noapte, să îți faci tu școala cu parcatul, cu opritul, cu semnalizatul, ai luat permisul, în termen de 6 luni ești obligat prin lege să faci un curs de defensivă, unde te pune ăla să frânezi pe apă, să eviți că are condiții artificial făcute, cum avem și noi, dăm drumul la apă, avem beton elicopterizat, avem să vezi ce înseamnă. Da? Mai mult, una din școlile de șoferi din România, din București, pe care o apreciez foarte mult, nu vreau să dau numele ca să nu ziceți că îi fac reclamă, dacă vreți îi dăm și numele, face un lucru extraordinar. Am fost impresionat plăcut. Face programul și se încadrează în prețul general, că n-are ce să facă, să fie la concurență, în jur de 2000 de lei și mai are încă 1000 de lei după școala de șofer, după ce e permisul, revii la școală cu instructorul și faci parte de conducere defensivă, mergi pe autostradă, pentru că n-ai voie să mergi în timpul școlii de șoferi. Dar eu dacă îmi dau copilul la școala de șoferi, aș vrea ca copilul meu să conducă în siguranță și pe autostradă, nu las că învață el. Cu las că învață el nu merge, asta este greșit. Las că peste 50.000 de kilometri sau peste 100.000 devine șofer, dacă ajunge. Că s-ar putea să nu ajungă să devină șofer. Știu că erau, nu știu dacă mai este de actualitate, dar știu că în Italia, acum mulți ani, cei care l-au permisul timp de un an de zile n-aveau voie cu mașina pe autostradă. Dacă aveai semnul ăla de începător, nu aveai voie să urci mașina pe autostradă. Fiecare țară sau țările care gândesc în zona asta de conducere în siguranță, au avut și au diferite reguli. Unele te obligă să faci curs de conducere defensivă, altele te limitează la capacitatea mașinii, altele te limitează să nu mergi pe autostradă. La motociclete la fel, n-ai voie decât până la nu știu ce capacitate. Sunt tot felul de reguli în diferite locuri. De exemplu, în Suedia poți să conduci o mașină pe care o construiești tu special, sunt niște ateliere speciale, pe care o conduci fără permis, dar nu merge mai mult de 30 la oră. Și n-ai voie decât pe drumurile comunale, cum ar fi numai pe alea locale. N-ai voie pe drumul național, n-ai voie pe asta că încurcă, a fost scandal și la ei că încurca. Era cu un reductor special tocmai ca să te inițieze, dar să fii limitat. În Suedia, dacă faci accident în primii 2 ani, să nu greșesc, primul an sau primii 2 ani, cred că primii 2 ani, dacă ai făcut accident, ți se anulează permisul de conducere. Se anulează. Și judecătorul hotărăște când mai ai dreptul să iei permis. Dacă a fost din vina ta, dacă a fost din vina altuia, dacă e din vina ta grav, atunci e clar, ai încurcat-o. Dar chiar dacă nu e din vina ta, n-ai dreptul ăsta să faci accident. Și judecă. Deci ai făcut în perioada aia, se anulează permisul. Te duci din nou la examen când îți spune judecătorul. Peste 6 luni, peste 1 an, peste 2 ani, în funcție de gravitate. Uh-huh. Da? Deci sunt reguli care te obligă să faci, sau un alt exemplu, puțin în altă zonă. Un prieten din Germania, că eu am tot prieteni de ăștia care sunt atenți la siguranța rutieră, mi-a spus așa, ce, uite ce a făcut fiul meu, fiul lui fiind de 11 ani, ce în primul rând a dat examen la școală pentru moped. A dat examen care a fost teorie și practică, au luat numai jumătate din copii, n-au luat toți. Și cei care au luat au voie să vină cu mopedul la școală și dacă până la 16 ani nu au nicio sancțiune, nu accident, nicio sancțiune, poliția comunitară, poliția locală, dacă nu au nicio sancțiune, au automat permis de motoretă, de scooter, au voie să. De ce fac asta? Fac asta ca să odată să treacă printr-un examen și să-l motiveze să respecte regula, să-l oblige să respecte regula. Adică nu, dacă îți dau amendă, plătește tata amenda și gata. Nu amenda, amenda e amendă oricum. Dar vezi, ca să pot să am dreptul ăla și să fiu un cetățean, da? Pe urmă i-a luat tot pe acei copii, i-a luat și i-a dus la o locație, să zicem cum am eu povestea asta, un centru de asta de pregătire, i-a urcat în microbuz, i-a pus cu centură, le-a arătat filme ce înseamnă fără centură, le-a arătat cum trebuie legate bagajele, le-a lăsat bagajele libere și au frânat și au văzut și a venit puștiu acasă
Și a spus, tata, dar tu ai plasă de aia să punem peste bagaj în spate? Și eu, ce da am? Păi și de ce nu folosești? Că știi că în cazul unui impact poți să mă omori pe mine, că el stând în scaunel și stând în condiții de siguranță. Știi că pot să pățesc asta și... Adică ajunge copilul să tragă de mână părintele, pentru că sistemul include educația, da? Uh-huh. Și tot legat de sistemul include educația, la noi, aici, în București, școala franceză din București, acordă permis de, sau eliberează, sau cum pot să spun, permis de pieton copiilor. Îi pune să învețe pe copii, să învețe niște lucruri, niște chestionare de trecut strada, de mers cu trotineta, de mers cu bicicleta, de pus centura când ești cu tata, da? Trec prin acele chestionare și vin și sunt mândri, am luat permis de pieton. De ce fac asta? Bineînțeles că nu are nicio valoare juridică. Să-i motiveze, să-i învețe, să-i educe în zona asta. În Franța nu există școală fără poligon, unde au treceri de pietoni, semafoare, cu bicicleta, fac din când în când, ies, fac la educație civică, nu știu la ce fac ei, periodic trec și învață cum să facă, cum să... Pentru că la noi când trece mama cu copilul, sau copilul singur, dar mai ales când trece mama cu copilul pe trecerea de pietoni și când o lovește mașina, toată lumea sare în capul șoferului. Și bineînțeles că șoferul este vinovat. Dar eu am venit de multe ori și am făcut afirmația și am fost de multe ori certat și înjurat și pe Facebook și peste tot, cum de mă leg de victimă. Murim cu dreptatea în mână. Păi da, și eu spun, bă, când treci strada, e vorba de oasele tale, e vorba de tine și tu trebuie să fii educat, și copilul, și mama, și bunica, și oricine trebuie să fie următoarea educație. Vezi că atunci când treci strada, nenea ăla care vine cu mașina s-ar putea să fie băut, s-ar putea să fie drogat, s-ar putea să fie obosit, s-ar putea să nu-i țină frâna, s-ar putea să se uite în telefon, s-ar putea, multe lucruri s-ar putea să fie și să te lovească. Faptul că ești pe trecerea de pieton și pe lumina verde nu înseamnă că nu te lovește nimeni, înseamnă doar că ai dreptul să treci pe acolo. Și atunci uite-te și așteaptă să vezi că se oprește și mașina 1 și mașina 2 de pe coloana 2, dacă vrei să fii în siguranță. Că dacă tu treci cu căștile în urechi și te lovește mașina, într-adevăr șoferul e vinovat și eu nu judec sau nu analizez partea juridică a lucrurilor. Dar partea de conducere defensivă trebuie să faci și tu ceva ca să nu ajungi acolo sau să fii educat să nu ajungi acolo. Adică, practic, conducerea defensivă nu înseamnă doar în mașină, trebuie și nu. Pietonul trebuie conducerea să conducă defensiv. Defensivă este așa, pietonul, trotinetistul, că a apărut o nouă specie și aici există soluții pentru trotinete. Văd că nimeni nu mă bagă în seamă sau nu numai pe mine sistemul. Trotinete, biciclete, motociclete, șoferul și din fericire au cam dispărut căruțașul și tractoristul. Mai apar mai rar, dar pe șoselele importante mai puțin, că înainte era o problemă și cu categoria căruțașul și tractoristul. Deși și acum mai vedem destule accidente. Da, dar totuși din ce în ce mai rare. Înainte era fenomen, adică se pleca ca se făcea naveta din comună la târgu sau la orașul din astea, vedeai pe la 4 dimineața coloana de căruțe, că se duceau la ce era, Iarmaroc sau ce era. Apropo de trotinete și de biciclete, la distanța corespunzătoare, o păstrăm și față de trotinete, biciclete, îi considerăm participanți la trafic sau îi catalogăm la partea de lateralul mașinii și încercăm să îi ocolim cumva? Când vorbim în conducerea defensivă, vorbim despre pericole potențiale sau despre pericole evidente, clare. Pericolul evident este tot ce mișcă. Pieton, bicicletă, motoretă, mașină, cățel, orice alt vehicul, ăla este clar că îl vezi că mișcă. Pericolul potențial este ăla când merg pe o stradă și de după colț s-ar putea să vină cineva. Adică eu când trec printr-o intersecție de aia cu garduri sau cu clădiri până în intersecție, când trec pe acolo cu 50 la oră, căci așa am voie, că sunt legal, și vine unul din lateral care nu are prioritate și mă lovește, da? Sau îl lovesc sau mă lovește, sunt tentat să spun eu am fost perfect, doar ăla este vinovatul. Din punct de vedere conducere defensivă n-ai fost perfect. Pentru că vorbim de un pericol potențial care ar putea să apară din curte, de după gard, de după pom, de după... Da? Bineînțeles că trotinetistul este, sau trebuie considerat a fi un participant la trafic, cât de legal, cât de ilegal, că i-a dat voie legea să meargă pe stradă, că o să-i mai dea voie, că nu o să-i mai dea voie, odată ce e acolo legal sau ilegal, eu trebuie să-l văd ca pe un participant la trafic pe care trebuie să-l protejez și să fac maximum de a nu ajunge în contact cu el. Am înțeles. Mă refer aici, sunt trotinetiștii care, evident, mulți dintre ei sunt copii și nu au neapărat o pregătire, poate
Nu au deloc. N-au deloc. Dar sunt și oameni care au permis de conducere și merg pe trotinetă ca și cum n-ar fi văzut cod rutier niciodată. Adică am văzut care trec cu trotineta pe roșu, care nu se uită efectiv la treceri de pietoni, ocolesc pietonii pe trecere. Nereguli se fac. Bun. Sunt două lucruri apropo de trotinetiști. Sunt două lucruri care ar putea fi aplicate, să zic în aceeași direcție, dar totuși două. Unul care se aplică în Germania. Deci în Germania, dacă greșești când ești pe jos, când ești cu bicicleta, când ești cu trotineta și ești posesor de permis de conducere, ești sancționat ca și cum ai fi fost cu mașina. Adică eu trec strada pe unde nu trebuie și nu acord prioritate, îmi ia permisul, că mă găsește în sistem. Da? Pentru că logica spune așa, dacă ești posesor de permis, înseamnă că știi. Și atunci cum de-ai făcut asta? Adică cu bicicleta ai trecut fără să acorzi prioritate? Îți iau permisul. Da? Deci odată o extensie a sancțiunii în zona asta. Iar pentru România, nu știu dacă există sau nu în altă parte, eu am o propunere care sună așa. Cum, de la întrebarea cum gestionăm trotinetiștii? Păi, unu, îi putem gestiona așa. Unu, îi obligăm ca să poată să meargă cu trotineta să treacă printr-un chestionar. Mă, ești copil, ești, bun, trebuie neapărat să faci un chestionar. De simplu, de niște întrebări, să văd dacă știi ce înseamnă stop, ce înseamnă trecere pe tron, ce înseamnă măcar asta, deci odată. Și doi, îi obligăm să plătească RCA. RCA pe persoană fizică, nu pe trotinetă. Adică eu, ca să merg pe trotinetă, ar trebui să am un RCA. Un RCA care ar trebui să fie oarecum simbolic, nu știu, câțiva zeci de lei pe an ca să pot să merg și mai mult dacă am făcut o problemă, o bela, am zgâriat o mașină, RCA-ul ăla va plăti mașina, dar să fie regula așa, dacă ai făcut un accident sau orice fel de problemă ai avut-o, se mărește de 10 ori anul următor. Și dacă e, se mai mărește de 10 ori următoarea. Adică treci cu trotineta și ai fost sancționat sau ai făcut nu știu ce, te-a băgat în sistem, când te duci la asigurare, îmi pare rău, tu nu mai ai 25 de lei, ai 250 de lei anul ăsta. Și dacă mai faci încă una, ai, habar n-am, 500 de lei. Și ulterior, în cazul în care nu vei mai plăti acele RCA, să zicem, nu știu, să zicem că ajungi la 2500 de lei și dacă te prinde fără? Dacă te prinde fără, să fie sancțiune ca și la mașină. Ce-mi face dacă mă prinde cu mașina? În afară că mi-a numele, mă amendează, da? Deci ar trebui să existe o formă să mă responsabilizeze. Pentru că dacă mă înveți ceva și pe urmă mă pui să plătesc acel minim, oarecum simbolic, da? Și spun, bine, mă, dau 25 de lei și am voie și CNP-ul meu e trecut acolo și mă oprește poliția comunitară, poliția circulație, mă bagă în sistem, RCA-ul e în regulă. Dar când știu că dacă fac probleme și am zgâriat o mașină sau am lovit pe cineva sau plătesc de 10 ori mai mult, încep să fiu mai responsabil. Adică asta ar trebui și pentru că sunt pericol și dacă sunt periculos înseamnă că trebuie să plătesc mai mult, dar și ca să mă fac, ar fi o variantă. Și am reușit astfel să eliminăm cumva și minorii din ecuație. Adică păi practic... nu, poate fi minor. Își plătește pe CNP, sub 14 ani oricum nu are voie să conducă. Da? Asta zic. Da, nu are voie, deci dacă nu are nici buletin, nu are ce să caute. Da? Și atunci dacă tot are voie cu trotineta, e obligatoriu să-și plătească. Dacă are bani să meargă cu trotineta, nu poate să spună, indiferent că e trotineta lui, că e închiriată, că nu contează. Dacă ai bani să mergi cu trotineta, nu poți spune, dar n-am 25 de lei pe an, care înseamnă până la urmă 2 lei pe lună, da? ca să pot, dar ar însemna ceva, da? Ar însemna în primul rând daunele suportate de cineva și pe urmă ar însemna acea responsabilizare, dar asta înseamnă că să se dorească, să se vrea. Vorbeam de minori aici pentru că sunt cazuri de copii sub 14 ani care se urcă pe trotinete luate, sau mă rog, închiriate cu buletinul părinților. Ei, acolo e altă problemă, n-au voie, legal n-au voie. Deci acolo trebuie sancționat părintele, că nu poți sancționa copilul, acolo, dar ai o treabă, să zic, de, fraudă evidentă. N-ai voie, dar problema e ce faci cu ăla care are voie legal, n-are niciun fel de pregătire, că nu e obligat să aibă nicio pregătire, adică el poate să nu știe nimic despre stop, cedează trecerea, pistă de bine, bă, nu știe nimic. Ia trotineta și merge. Și unde merge conform legii acum? Merge pe banda de circulație, nu mai are voie pe trotuar. Adică merge printre mașini. E complicat. Da.
Apropo de bicicliști, mă uitam zilele trecute pe permisul meu de conducere, voiam să văd cât mai e valabil și pe spate, deasupra categoriei de permis, este desenată o bicicletă. Practic, eu am voie să merg pe bicicletă cu permisul meu de conducere. Vezi că se leagă povestea cu ce face neamțul? Exact. Spune, dacă ai făcut ceva cu bicicleta, îți luăm permisul. Exact. Ideea este că cel care merge pe bicicletă, dar nu are permis, nu are cunoștințe, nu? Adică el merge după ureche, cum ar veni. Exact, asta, aici, și atunci ar trebui povestea asta, de exemplu. S-ar putea face, da? Bun, să revenim un pic la distanța de siguranță. La depășire, am observat foarte mulți șoferi, cred că 90% din cazuri sunt așa, în momentul depășirii vine foarte aproape de mașina din față, apoi schimbă banda brusc și face o depășire în viteză, cum ar veni. Da. Foarte puțini sunt cei care semnalizează din timp, intră pe bandă, dar la o distanță de siguranță totuși. Deci, în primul rând, depășirea diferă, să zic, de la situație la situație. Una e când mergi cu viteză mai mare decât cel din față, evident, ai și drumul liber și poți să vii, să faci oarecum mai lung. Alta e când, e să zic, obligat nu ești niciodată, când îți dorești să faci o depășire mai în forță, când ai și o mașină mai puternică, când ai te apropiat prea mult de față de cel din față. Ideea este așa la depășire. Cu cât voi veni mai lansat și cu cât voi reduce din timp ca să se elibereze drumul și voi încerca să depășesc fără să am acele accelerări și acele virări la stânga bruște, cu atât va fi mai eficient. Pentru că dacă am în față o mașină lentă, să zicem un camion, care merge cu 50 la oră, pe un drum pe care avem voie cu 100 la oră, și din față vin mașini, eu am două variante. Varianta 1, să vin cât pot eu de tare până în spatele camionului, să frânesc cât pot eu de tare în spatele camionului, să stau foarte aproape de camion. Cei care sunt cu mine în mașină vor spune, wow, mamă, ce pilot e ăsta. Când se eliberează drumul, să trag de volan cât pot de brusc, să accelerez în trombă și să accelerez, practic să plec de la 50 la oră cât avea camionul, că eu sunt în spatele lui. Când s-a eliberat drumul, s-a eliberat atunci când s-a eliberat, când a trecut mașina din față, adică nu depinde de mine. Și eu să plec de la 50 la oră cu virat brusc, cu accelerat brusc și cu consumuri foarte mari. Variant... Și cu un control bun al mașinii aici. Când... Da, în fine, poate nu exagerat, nu-i vorba de derapaj chiar, dar cu o bruscare. De... Varianta 2. Văd camionul în fața mea, e clar un vehicul lent, că mă apropii de el. Văd că vine o mașină din față și eu reduc. Reduc, ridic doar piciorul de pe accelerație. Asta înseamnă că nu consum nici combustibil, nu consum nici frână, nu creez nici senzații tari. Reduc. Și când ajung probabil pe la un 80, pe la un 70, venind de la 100, trece mașina aia din față și eu doar accelerez puțin și practic plec în același punct, adică acolo unde au trecut cele două mașini, una pe lângă alta, plec de la 70 la oră, nu plec de la 50 la oră. Care este diferența? Presupunând că ești la Iamă Nene, aici în Băneasa, și te iau unul până la Brașov și faci naveta zilnic așa, și odată mergi cu un șofer din modelul 1 și odată mergi cu un șofer din modelul 2. Când mergi cu cel din modelul 1 ăla care vine și frânează și trage de volan, când ajungi la Brașov, spui, băi, m-a adus unul pe asta, cred că e pilot, cred că e ceva foarte tare, foarte, uite, așa făcea mașina și accelera și frâna și muncea la acolo. A doua zi am venit cu unul, cred că era mai moșneguț, așa, uite așa, mers, n-am simțit nimic. Dar când te uiți la ceas, vezi că ăsta, moșneguțul, a ajuns cu 10 minute sau cu sfert de oră mai repede. Și spui, păi de unde? Păi pentru că la fiecare depășire, în loc să plece de la 50 la oră, pleca de la 70-80 și curgea pur și simplu. Nici n-ai consumat mult, nici n-ai stresat pe nimeni, totul e să curgi. La curse, la raliuri, noi vorbim despre să duci viteza cu tine. Adică nu să oprești și să pleci de pe loc, să oprești și să pleci de pe loc, sau în fine, de la viteză mică. Deci stilul ăsta de a curge cu mașina te face să conduci și eficient, și în siguranță, și fără stres. Acum, la ce distanță stau față de mașina depășită? Aici chiar nu există o regulă clară. Trebuie să stau la o distanță încât să fiu în siguranță, nici să nu mă duc pe acostamentul din stânga, nici să nu ies de pe bandă dacă sunt mai multe benzi, ci să merg pe banda mea, doar că trecerea pe o bandă cu viteză mai mare ca alta nu se consideră depășire. Deci vorbim de cazul clasic, când trebuie să intru pe contrasens. Și trebuie să am o distanță decentă. Nu există în metri, la un metru, la o jumătate de metru.
trebuie să fiu atât încât nici exagerat de departe, dar nici lângă, ca să existe riscul de contact. Asta în lateral, dar în față? În față, când ajungem în spatele mașinii. Păi asta spuneam. În față încerc să nu mă bag sub bara lui, încerc să nu-i schimb eu uleiul la diferențial. Da? Dar încerc să stau în spate și să duc viteza cu mine. Deci când simt că se eliberează drumul, să încep să depășesc oarecum în lung. Să nu plec de sub bara lui sau de sub oblonul lui, dacă e camion. Mai rar se întâmplă. Sau în fine, mai depășesc și mașina mică. În general, mașini mai mari. Sau acolo e diferența mare de viteză. Am înțeles. În situații de genul ăsta, la apropiere foarte, foarte mare, cum spuneți dumneavoastră, să-i schimbăm uleiul, mai pot interveni și factori de distragere. Nu știu, cât timp tot vin mașini din față, tu ai telefonul cu GPS-ul pornit, mai vorbește cineva lângă, intră o melodie la radio care îți place ție, pentru o fracțiune de secundă să zicem că ți este distrasă atenția de la mașina din fața ta. Cel din fața ta pișcă ușor frâna. Ce faci în clipa aia? Păi nu faci, că nu trebuie să ajungi acolo. Pentru că dacă ești mai aproape de 2 secunde de el, deja ești în zonă periculoasă. Pe urmă, dacă între timp mai ai și alte preocupări în mașină, deja înseamnă că ai încălcat regula de distrageri, că toate astea așa se numesc, distrageri. Distragerile pot fi telefonul, casetofonul, o discuție aprinsă în mașină, o discuție importantă în mașină, adică poate fi o ceartă în mașină, dar poate fi o discuție aprinsă despre o temă științifică, despre o temă politică, despre o discuție aprinsă în care e prins și șoferul, dacă vorbesc cei doi miniștri în mașină și șoferul își vede de treabă, nu e problemă. Dar dacă șoferul este prins într-o discuție, asta înseamnă distragere. Tot distragere este copilul de pe bancheta din spate. În general pentru femei, dar nu numai când conduce mama, dar și nu numai când e tata la volan și îl duce și când copilul face ceva, plânge, scapă, plânge, nu știu, cade sticla, cade nu știu ce și ești tentat, că na, e copilul tău și ești tentat sau devine și e cel mai important lucru din viața ta și când copilul are o problemă, ești tentat să te uiți la copil, ești tentat măcar în oglindă. Deci este o distragere. Da? De asta trebuie să faci în așa fel încât să nu ajungi la distrageri. Dar cea mai periculoasă distragere și fenomenul cel mai periculos din ultima perioadă, din ultimii 10 de ani, dar mai ales din ultimii ani, rămâne telefonul mobil. Și când a apărut telefonul mobil era doar vorbitul, acum telefonul mobil a devenit un device care face de toate. Ai și mail-ul, ai și WhatsApp-ul, ai și tot felul de informații, ai și știrile, ai toate acolo. Ești tentat să mai și scrii, să mai și transmiți. Ai și navigarea care și în ultima vreme este foarte interactivă. Da, și atunci trebuie să ai această putere să te delimitezi pentru că este pericol foarte mare. Telefonul mobil a ajuns pe plan mondial, a depășit alcoolul ca și cauză de accident. Cauza de accident până la urmă nu e alcoolul sau telefonul, e că n-ai păstrat distanța, că ai pierdut controlul, că e... dar de fapt toate astea se întâmplă pentru că erai băut sau pentru că erai drogat sau pentru că te uitai în telefon. Deci au fost și sunt foarte multe accidente. Din păcate, din punctul ăsta de vedere, nu se poate face o analiză clară. De ce? Pentru că vine poliția sau procuratura după caz și face ancheta. Ce s-a întâmplat? Păi n-a derapat, a intrat, n-a acordat prioritate. Nu poate demonstra că tu de fapt vorbeai la telefon. Dacă ar fi după mine, eu aș face legea că acum când vine la accident, ce face polițistul? Te verifică de alcool, te verifică doar de alcool. Acum te verifică și de drog. Eu aș introduce obligatoriu prin lege, cum se cheamă asta, percheziție informatică la telefon. Nu la secretele tale personale, să văd dacă vorbeai sau trimiteai mesaje sau primeai în momentul accidentului. Am înțeles. Pentru că ar trebui făcută asta și ar trebui făcută din două motive. Pe de o parte, ca să fie o sperietoare pentru șofer. Pe altă parte, ca să vedem cauza adevărată a accidentului, că ne vom îngrozi. Deci dacă vom face chestia asta, ne vom îngrozi. Un procent foarte mare de accidente, foarte mare, este din cauza telefonului mobil. Și în încheiere, o ultimă întrebare. Faptul că mașinile noi acum îți oferă posibilitatea să-ți conectezi telefonul la acel ecran, fără să mai stai cu el în mână. Ai posibilitatea de navigare pe ecranul ăla și telefonul băgat undeva de desubt, să nu mai fii atent la el, să nu mai fii tentat în primul rând să faci așa cum un apel. E un lucru bun? Eu nu sunt de acord. Și vă spun de ce nu sunt de acord.
Pentru că în afară de geniile, cei care au fost persoane foarte speciale, Einstein, habar n-am, Napoleon, cei care erau capabili să facă mai multe lucruri în același timp, cel puțin așa se spune, noi ceilalți, muritorii de rând, și spun asta, știu, și medical, și psihologic, facem o activitate principală pentru care avem în jur de 80, poate chiar 90% din capacitatea noastră intelectuală se duce către activitatea principală și un 10-15% rămâne pentru a doua, a treia, a cincea activitate. Adică, când citesc o carte și Scarpin și pisica, eu mă concentrez la cititul cărții. Pisica o scarpin așa, să zic, instinctiv, cu o rezervă de... Când mă uit la telenovele și mănânc și semințe, știi că cam așa se împart, adică, da? Sunt atent la telenovela respectivă și mănânc semințe instinctiv. Când conduc mașina, cred că suntem toți de acord că ar trebui ca activitatea principală să fie condusul mașinii. Și acum când apare telefonul, telefonul, în afară de faptul că îl țin în mână, că am o mână ocupată, să zic că nu am, că am tot felul de hands-free-uri și de sisteme, de n-am nevoie să am o mână ocupată. Acum vorbesc de creierul meu. Creierul meu poate să fie așa. O discuție la telefon de genul, ce faci mărioară, a băut apă pisica, da, cum e la voie, soare, e frumos. Ceea ce înseamnă că eu conduc și asta e așa, o discuție relaxată, activitatea principală a mea este condusul. Dar discuția poate să degenereze. Poate să fie legată de dragoste, de copii, de contractul de muncă, de facturi, de că a murit cineva apropiat, că nu știu ce. În momentul ăla creierul meu decuplează automat de la activitate principală condus mașina la activitate principală subiectul telefonului. Exact cum e și o discuție din mașina aprinsă sau, în fine, importantă. Sau și, muzică. Și probabil că au pățit foarte mult și probabil se recunosc în ce spun eu acum, că vorbind la telefon n-au știut când au trecut prin anumite locuri, n-au știut ce s-a întâmplat de când a început discuția până... I-au condus, dar au condus oarecum secundar. Principalul era vorbitul la telefon. Și doar șansa a făcut ca în acea perioadă să nu apară ceva special, să-i sară unul în față, să nu-i acorde unul prioritate, pentru că știți care e culmea? De cele mai multe ori, de foarte multe ori, nu se întâmplă nimic. Ceea ce e grav că nu se întâmplă nimic. Pentru că îți dă acea încredere. Păi de aceea am mai vorbit la telefon, de eu vorbesc toată ziua la telefon, de eu merg cu 130 mereu, n-au, adică ce dacă merg și acum cu 130? Și aici intrăm în următoarea regulă care se discută în accidentologie în general, nu numai de circulație, de la aviație vine, regula Schweitzerului. Regula Schweitzerului spune așa, ne imaginăm o bucată de cașcaval de Schweitzer ăla cu găuri prin el, pe care îl tăiem în felii mai multe și spunem așa, fiecare felie înseamnă ceva. Gradul de pregătire a șoferului, gradul de calitatea mașinii, calitatea drumului, starea vremii, nu știu, diferite lucruri. Când se întâmplă accidentul? Se întâmplă când un fascicul de lumină imaginar trece prin mai multe găuri de alea. De obicei, numai pentru o singură gaură nu se întâmplă nimic. Adică un șofer nepregătit nu face neapărat accident. Un șofer care merge cu viteză mereu nu face neapărat accident. Un șofer care merge pe ceață nu face neapărat accident. E când se întâmplă să se cumuleze mai multe, nu neapărat toate, dar mai multe, un pic nepregătire, un pic mașina, un pic neatenția, un pic ceața, un pic nu știu ce, apare accidentul. Și în aviație despre asta se vorbește. Foarte rar se întâmplă un accident doar dintr-un singur motiv. Apar mai multe întâmplări. Un cumul de factori. Da, ei, când vorbim de vorbitul la telefon, avem problema asta. Vorbim la telefon foarte des, ni se pare că e normal și că nu se poate întâmpla nimic. Și când mai apare altceva, un pic cu aderență, un pic cu aglomerația, un pic cu unul care n-a acordat, care n-a făcut, apare accidentul. Și atunci suntem, nu domnule, nu din cauza telefonului, cum, dar ce nu vorbesc toată ziua la telefon, dar nu fac accident toată ziua. Păi aici e toată gravitatea, că nu fac accident toată ziua. Am înțeles. Bine, rămâne să ne vedem din nou săptămâna viitoare. Vă mulțumim! Mulțumim.